SCMR-Giașul Pitești a făcut un pas greșit în lupta pentru promovare, pierzând cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la Fortuna Câmpina. Oaspeții au părut mult mai conectați la miza jocului și pe lângă cele două reușite au mai avut și alte ocazii de a marca. În schimb, jucătorii piteșteni nu s-au regăsit de-a lungul celor 90 de minute, prestația lor fiind îngrijorătoare în perspectiva play-off-ului. Tot în etapa de astăzi a evoluat și Athletic Bradu, echipă pregătită de Adrian Neaga, confirmând parcursul bun din sezonul de primăvară și impunându-se cu 2-1 la Reghin. Pentru oaspeți a înscris de două ori Cârstea.